Operatorul serviciilor de apă și canalizare de la nivelul mai multor localități din județ, Apare Giogorj, va finaliza în luna mai lucrările de execuție a 3 stații de tratare a apei din Preajba, Polata și Târgu Cărbunești. Investițiile au scopul micșorării cantității de amoniu din apa care ajunge la robinetele cetățenilor. Ne aflăm la punctul de lucru Polata, unde pe ultimile fonduri europene provenite din economiile care s-au făcut la achizițiile pe 2007-2013, am reușit să mai achiziționăm antreprenori pentru execuția unei stații de tratare biologice aici la Polata, unde ne aflăm, la Preajma și la Cărbunești. Ca principii de lucru ale tuturor, sunt niște investiții care au ca scop principal să micșoreze conținutul de amoniu din apa care o dăm potabilă. După punerea în funcțiune a stațiilor de tratare a apei, amoniul va ajunge la o valoare de sub 4 mg, în prezent acesta având valori chiar și de 16 mg în zona Cărbuneștiului. De reținut, amoniul în toată lumea este în anumit. Idealul ar fi să fie sub 5 mg pe litru. Sub 5. Și mai bine zis, legislația ne duce la 0,5. Noi avem furaje pe aici cu 6, cu 7, la Cărbunești cu 16. Sunt niște probleme, dar să reținem aspectul ăsta. Apa e potabilă, dar are disconfortul acesta că depășește, ce depășește peste 5, spun biologii. Atunci când va fi dată în folosință... Da, sub 4. Stadiul lucrărilor la toate cele 3 stații de tratare a apei este de peste 70%, iar valoarea investițiilor este de peste 12 milioane de lei fără TVA. Stadiul lucrărilor, ținând cont că am aprovizionat 100% utilajele, teoretic, la sfârșitul 2015 au fost la 66%, din cauza că valoarea utilajului este mare, iar noi estimăm acum, cu toate că nu s-au făcut documentele primare, că a mai evoluat aici cu vreo 10-12% din valoare totală de investiție. La Preajba suntem cam cu 2-3 zile în urmă, iar la Cărbunești suntem mai avansați cu 2 săptămâni. Durata de execuție a contractelor de la stațiile de tratare Polata, Preajba și Târgu Cărbunești este de 6 luni, urmând a fi finalizate până la data de 31 mai anul curent.